În goana după litiu, un metal esențial pentru bateriile ce alimentează vehiculele electrice, Statele Unite ale Americii au dat peste cel mai mare depozit descoperit până acum în lume. Un nou studiu estimează că un crater vulcanic de la granița Nevada-Oregon, numit Caldera McDermitt, ascunde un depozit colosal de 20 până la 40 de milioane de tone de litiu. Având în vedere noile cifre, caldera depășește cantitățile de litiu din solurile sărăturate din Bolivia, loc în care se găsesc 23 de milioane de tone. Dacă ar fi să credem estimările inițiale, acesta ar fi un depozit extrem de semnificativ de litiu. Ar putea schimba dinamica litiului la nivel global atunci când vorbim de preț, securitatea de aprovizionare și geopolitică, a explicat un geolog. Unele dintre cele mai bogate zone în litiu din lume se află în Saramură. Însă litiul din caldera McDermitt este situat într-o zonă numită trecătoarea Thacker, învăluită în argilă. Caldera s-a format după ce o erupție masivă de magmă din urmă cu aproximativ 16,4 milioane de ani, astfel că la suprafață au ieșit cantități vaste de litiu și alte metale. Un lac s-a format în calderă în cele din urmă, fapt pentru care a apărut stratul de sedimente care ascunde astăzi litiul. Rezultatul? Un tip de argilă numit smectită. Dar aceasta a fost doar prima injecție de litiu. În cele din urmă, pe măsură ce activitatea vulcanică a crescut din nou, Saramura fierbinte ce conținea și mai mult litiu a ajuns în smectita existentă, în esență având loc o infuzie cu și mai mult litiu. Aceasta este o veste bună pentru mineri. Totuși, extracția de litiu poate emite cantități vaste de dioxid de carbon în funcție de metodele folosite și poate contamina apa din sol cu metale grele și combustibili fosili. Tocmai de aceea, proiectul a fost controversat. Activiștii de mediu au încercat să blocheze zona de minerit din motive de mediu. Aceștia au fost susținuți și de activiștii nativ-americani pentru că trecătoarea Thacker este considerată sacră de către triburile din zonă.